Radio Culture Fren, vreau să se audă Nelly și prin H&M. Salut și bine v-am regăsit pe canalul meu. Probabil știai că în casa ta ai o grămadă de obiecte pe care nu le știai folosi altfel decât sunt întrebuințate normal. Dacă folosești lucrurile doar în scopul pentru care sunt făcute, s-ar putea să ratezi multe șanse prin care să-ți ușurezi viața. Iată câteva idei prin care poți folosi obiectele mult mai ingenios. Folosește un cârlig pentru a nu-ți lovi degetele atunci când bați un cui. Vecinii. Pasta de dinți poate fi folosită și pentru a-ți ușura viața. Nu doar pentru a albi dinții, ci și pentru curățarea farurilor. Ordonează pantofii cu ajutorul unui cuier de haine. Probabil nici nu a știut că se poate așa ceva, dar arată foarte cool și foarte mișto. Mi se pare o chestie foarte, foarte tare. Poate de multe ori s-a întâmplat să ni se blocheze un fermoar, fie la geacă, fie la pantaloni sau mai ales la genți. Putem să rezolvăm această problemă foarte simplu cu ajutorul unui săpun. Deci data la viitoare când ți se mai blochează un fermoar, dă puțin. Probabil niciodată nu a știut la ce se folosește acea gaură de la oale. Da, poate multă lume știa că acea gaură se folosește pentru a agăța oala într-un cui. Dar nu, de fapt ea se folosește și a fost făcută pentru a fi pusă lingura și a ne ușura viața, pentru că, bineînțeles, nu să murdărim nimic, nu? Și acum să începem cu Q&A-ul. Prima întrebare este de la Robert, care mă întreabă perversă sau sexy. Perversă sau sexy să fie întrebarea sau eu? Prefer să fiu între, exact. Pentru că e cel mai bine pentru mine și pentru cei din jur. Următoarea întrebare este de la Adrian Fit, care mă întreabă CF. BNU CF. Bogdan Mareș mă întreabă dacă aș putea să bag o lege, care ar fi aceea? Bine, sărim peste întrebare. Suciu Daniel. Ciprian Jalbă. La ce vârstă ai vrea să te măriți? Nu știu. 24? 23? 25? Și câți copii ai vrea să ai? Nu știu, 2. Cred că mi-ar fi destul pe cap, nu? Și cum ar arăta bărbatul ideal pentru tine? Sincer, bărbatul ideal pentru mine nu e ăla musculos, cum vor alte fete, genul ăla de persoană, să fie frumos, să fie elegant, să aibă bani, să... În fine. Marș Daniel, dacă o priză are 220 de volți, atunci pământul de ce se învârte în jurul soarelui? E adevărat că dacii au inventat gravitația la scurt timp după ce au colonizat luna? Bă, am descoperit America. Neața, neața, ce înseamnă viața pentru tine și cum ar trebui trăită? Logic că trebuie trăită așa cum trebuie trăită, nu trebuie nici să exagerăm și nu trebuie nici să fim prea moi. Pentru că fiecare persoană își face viața cum dorește, nu? Până la urmă asta e toată chestia. Dacă nu ești fraier sau proști sau etc., nu o să te distrezi. Pentru că dacă o să stăm toți așa, știi, ca vacă, o blondă, în față, nu ar mai avea rost să fim toți la fel pe drum. Ce e mic, negru, scoate fum și stă în colțul camerei? Un bebeluș care a descoperit priza. Lacrimă. Precup Ruben Daniel. Cu ce scop te-ai apucat de YouTube? Sincer, fiind singură și nu prea având prieteni, foarte, foarte puțin, am gândit că vorbind cu o cameră de filmat e mult mai esențial, adică o să mă înțeleg mai bine, nu? Adică să vorbesc cu unul care e prost și nu înțelege efectiv ce vreau să vorbesc sau vreau să mă înțeleg cu el, e
bine vorbesc cu o cameră de filmat, îmi zic toate gândurile, toate sentimentele pe care le am. Bineînțeles, nu toate, că până la urmă e viața mea personală. Faci promovări la canale de gaming? Chiar m-am gândit să fac un video cu ceva joc. Deci lăsați în comentariu, vă rog frumos, și dacă vreți și dacă puteți, ceva joc pe care să le pot juca. Am mai jucat mai de mod, dar videourile respective mi le-am șters pentru că aveam calitate nașpa și nu știam edita așa de bine și etc. Și sincer, dacă o să cresc, o să fac promovări. Și da, fugi cât fugi, Andrei Sărnician. Nici eu nu știu cum ar veni apă, dar nu. Miau. Miau. Brr. Mâncăm până mânc. Ai. Diman Robert, cum crezi că va fi România peste 10 ani? Păi, peste 10 ani o să se aleagă un nou președinte, deci o să fie foarte nașpa pentru că o să trebuiască să votez și eu nu o să vreau să mă bag în politică. Și da. Shatraven sau Skrillex? Sau. Dacă ar fi să mor, care ar fi ultimul lucru pe care l-ai face? Mi-aș face un ultim selfie. Tudi, Tudi Armășan. Ai vrea să mor sau să asisti la nașterea ta? Să asist mai bine. Să asist, da, să asist. Să nu ai copil sau să naști un marțian? Să nasc un marțian, că până la urmă tot copilul meu, măi. Paraziții sau bugimafia? Sau. Călătorie în trecut sau în viitor? Călătorie în viitor. Mrr. Baftă. Mă sunt. Și cam atât a fost și cu acest video, deși este foarte scurt, m-am gândit să fac aceste două chestii pentru că nu am prea primit întrebări și care întrebări le-am primit, bineînțeles că le-au șters. De ce? Nu știu. Acest canal, după cum v-am mai spus, este un canal random, o să fac multe jocuri, multe provocări, multe documentare, o să vă arăt cu grămada. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul de like. Sper să vadă și prietenii voștri, să nu uitați, subscribe! Pucii! Bang!